Bine v-am găsit la 10 filme horror pe care 100% nu le-ați mai văzut până acum. Da, băieți și fete, ați auzit foarte bine. Numele meu este Marusiancu și v-am pregătit cea mai creepy compilație de pe canalul ăsta. O să fie 10 filme horror, fraților, la care nici măcar nu mai punge, nu mai pun încearcă să nu te sperii challenge, că este imposibil să nu te sperii la filmele astea. Sunt unele dintre cele mai horror videoclipuri la care eu am reacționat. Vizionare plăcută. Acest bărbat a găsit o cutie misterioasă la el în grădină și după a regretat că a deschis-o. Băie și fete, bine ați venit la un nou episod foarte creepy la mine pe canal. Ei bine, fraților, astăzi ne uităm la un nou film horror care a apărut pe YouTube, care se numește Withered Short Horror Film, unde este vorba despre un bărbat care găsește o cutie misterioasă la el în curte și după ce o deschide, vă spun sincer că regretă toată viața lui. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal dacă vreți să continuăm seria în care ne uităm la filme horror. Eu zic să nu mai pierdem timpul și hai să vedem într-adevăr de ce a regretat bărbatul că a deschis cutia. Let's go, fraților. Bun. Ok, boys, deci aici ne arată grădina lui băiatul ăsta din film, bănuiesc, care are niște flori destul de frumoase. Uitați-vă la el. Ok. Hopa, sunt mai multe persoane, boys? Deci cred că nu e numai el. Ați văzut că erau acolo mai multe perechi de cizme. Oh. Deci face orice face. Hopa. O fi că eu murit iubita sau ceva de genul, boys, ia stați. A, ba nu, ok. Deci ați văzut că a pus acolo un buchet de flori și acum voia să sape ceva aici. Hopa, dar a găsit ceva, boys. A găsit ceva. Ok, eu inițial când am văzut că vrea să îngura pe florile aia, mă gândeam că i-a murit iubita, gen, dar de ce ar fi avut-o pe gagică, s-a îngropată la el în curte, Doamne ferește. Ok, bun, m-am gândit eu prea repede, boys. Că pare inocent băiatul ăsta. Ok. Deci a găsit cutia asta misterioasă, ia. Ok. Bun. Ok. Mamă, fraților. Bun, hai că ai săpat destul, ia vezi. Ia vezi ce e acolo. Mamă, fraților, ce-i asta? Băi! Annie Stewart, proprietatea lui Annie Stewart. Ok, se pare că ăla nu știe cine e Annie Stewart, nu? Mamă, boys, deci aia cu vei, e o rochie de mireasă. Ok, a găsit și cartea asta. I want to be free, vreau să fiu liberă, mamă. Mamă. Ok, băi, să dacă aș găsi asta. Deci dacă aș găsi asta la mine în grădină, m-aș căca pe mine de frică. Ce asta, băi? Bun, deci e o fată de asta care na. Vedeți, e îmbrăcată în rochie. Ok, I want to be free. Te cred, sora mea. Ok. Mamă, și o rochie de mireasă, Doamne, băi, deci eu nu știam că e o rochie de mireasă. Asta mi se pare horror rău. Și asta n-are nicio reacție, băi, nu e speriat sau ceva de genul. Ok, băi, eu nu știu ce face el cu florile alea mai exact. Gen. Adică, de ce a cules florile alea? Ok. De ce face asta, băi? E cam ciudat băiatul ăsta, n-am să vă mint. Pune buchete de flori peste tot. Sau, băi, să fii chiar știi cine e Annie Stewart? Sunt foarte multe întrebări fără răspuns! Pe bune! Hopa, sună pe cineva! Hey, babe. Yeah.
So, I have a surprise for you when you get home. What is it? Well, I'm not gonna tell you. I just found something when I was out gardening, I think you'll like. Fraților, băi, și eu mă gândeam, bă, eu mă gândeam că ăsta, nu știu, și-a pierdut iubita, că nu știu ce, el ce-a făcut, băi, a luat rochea de mireasă și a sunat-o pe iubita lui, că cică, iubito, să vii până la mine, că am o surpriză pentru tine, băi, bă, ăsta a luat-o razna, a găsit-o de-asta într-o cutie misterioasă la el în curte și o dă lui gagică sa. Ok, boys, ok, ok, nu mai zic nimic, hai să mergem mai departe. Nu mai zic nimic. Când o să ajungi acasă? Ci că mâine dimineață la ora 8 o să ajung acasă. Ok, love you. Pa, pa, te iubesc. Ok, bun. Deci băiatul ăsta are o problemă. Eu nu înțeleg cum a putut să fac chestia asta, boys. Hopa. Mamă, boys. Mamă! Ce se întâmplă? Mamă, dar și ce casă are ăsta? Zici că e palat. Ce ai, băi? Zici că e palat direct. Mamă, nu, 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 te rog. Să n-apară în oglindă, poți, mă cac pe mine de frică dacă apare în oglindă. Gen, pe bune. Ok, stai că se duce înapoi. Mamă, ce s-a întâmplat? Băi, s-au oferit trandafirii. Băi, el a pus trandafirii gen ca să-i facă surpriză la iubita lui. Acum am înțeles tot. Știți, boys, el de-aia inițial a pus trandafirii. Mamă, boys. Mamă, mamă. Frate meu. Frate meu. Pleacă de aici. Pleacă de aici că nu-i bine ce se întâmplă. Zic eu sincer. Nu-i bine ce se întâmplă. Zice fratele tău cât de sincer poate. Păi și unde-i? Rochea acolo? Rochea... Bă! Rochea încă e acolo, gen, mă gândeam acum să apară aia, știi ce zic? Annie Stewart sau cum o cheamă. Dar nu, rochea încă e acolo. Ok... Mamă, fraților, tare am impresia că o să mă cac pe mine de frică. Băi, ce ofilite sunt! O să fie jumpscare. E jumpscare, e jumpscare. E jumpscare. A bătut cineva la ușă. Mamă, 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 mamă. Mamă. Mamă, mamă, băi! Băi, cresc mâini! Frățiaru, fugi! Fugi! Fugi, băi, ce stai și te uiți, fugi! Mamă, boys, mamă! Mamă, care-i treaba cu mireasa asta? Frățiarul meu! Mamă, îi dau un bilet, îi dau un bilet. Nu la biletul. Nu la biletul. Al meu, nu la biletul. Aoleu. You freed me. Cică m-ai făcut liberă. De prost ce te-a făcut liberă? Din păbune, de prost ce-i? Că asta chiar e prost. A,
Păi și, fraților, gen, aia nu vrea să-l omoare? Pentru că, practic, a făcut-o liberă, nu? Adică ar trebui să fie de treabă cu el, nu? Sau îl omoară? Mamă, o să-mi iau jumpscare. Aveți grijă, boys. Aveți grijă la jumpscare. Mamă, e spatele lui. Credeți că o să-l omoare? Fraților, poate nu-l omoară. Gen, pentru că a făcut-o liberă. I-a făcut un favor, poate nu-l omoară. Zic și eu. Așa, din câte mai știu eu. Ok, a dispărut. Poate nu-l omoară. Fraților! Ok. Și aici s-a terminat? Mamă, a venit ca cică s-a boys, că venea dimineața la 8. Mamă! Ok, fraților! Aici s-a terminat. Deci, boys, morala acestui episod este niciodată să nu dai frâu unei fantome, gen să o faci liberă. Bun, fraților, aici s-a terminat videoclipul nostru. Dacă vreți să continuăm cu genul ăsta de videoclipuri creepy, scrieți-mi la comentarii. Eu am fost Marius Iancu și da, Doamne ajută să nu trecem vrână care se uită la clipul ăsta, să nu trecem prin asta. V-am pa pe toți, seară frumoasă. A reușit să vorbească cu morții, însă după a regretat. Băie și fete, bine ați venit la un nou episod foarte creepy la mine pe canal. Ei bine, fraților, astăzi reacționăm la un nou film horror care a apărut pe YouTube și care are, așa să spunem, o idee super, super mișto în spate. Mai exact, fraților, este vorba despre un băiat care a reușit să vorbească cu morții. A creat ceva cutie care se numește Creep Box și prin această cutie, dacă faci nu știu ce ritual, poți vorbi cu morții. Băi, și urmează să vedem care-i treaba și ce se întâmplă într-un fel dacă îi deranjez pe ăștia, gen, pe ăștia morți care încă n-au plecat din lumea asta. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul și să facem reacții creepy la genul ăsta de filme horror. Eu zic să nu mai pierdem timpul și hai să vedem care-i treaba, boys. Horror short film Creep Box. O să avem și subtitrare și tot, gen. Și din câte am înțeles, băiatul ăsta vrea să o vândă, vrea să vândă cutia asta. E ceva om de știință, nu știu. Urmează să vedem, boys. Urmează să vedem, e ceva super, super creepy. Fiți atenți. Ia uitați-vă. Where am I now? Bă, cred că fraților, cred că astea sunt fantomele. Deci unde sunt? Unde sunt acum? Ah, mamă. Asta e omul. Mamă, fraților, băi, voi vă dați seama ce să e un dispozitiv, să-l pui efectiv în camera mea și să auzi toate fantomele, gen. Că dacă e ca paranormal, aici trebuie să fie vreo 20 de fantome, știi ce zic? Mamă, gen, și toate să fie, unde sunt, gen, să fie așa panicate, Doamne ferește, ok. Asta e creepy, super creepy. Ok. Ce face asta, băi, alo? Frățioro? Ce face? Vrea să distrugă? Ah, ba nu. Cred că vrea să distrugă. Deci ăsta e băiatul care a făcut cutia. Ați văzut acolo, cutia arată super, super ciudat și cred că vrea să o distrugă. Ok. A venit la o întâlnire de afaceri. Not exactly, Mr. Nichols. We're not reaching into an astral plane or the afterlife. Our technologies at HDTA allow us to simulate human consciousness. Ok, fraților, deci aici explică asta că nu este ceva spiritual ce vor ei să facă acum cum vorbesc ei cu morții, ci este ceva tehnologic, că simulează mintea omului, nu știu, ceva foarte complicat, fraților, explică aici. A, și asta vrea să vorbească cu... A, deci uitați-vă, și ăsta, gen, a venit aici, e vreun băiat care are mulți bani și vrea să vorbească cu nevastă sa, care din păcate a decedat, gen, și vrea să vorbească cu ea. AI. La fel ca un AI? Artificial intelligence is incapable of giving meaning to its own calculations and predictions. Our simulation operates using memories and personal experiences, not algorithms. Ok, aici explică, boys, ceva așa tehnologic.
Ok. Henry. Henry. Asta ai vrut să vezi. I know. And this this we call them whispers. Le spunem șoptitorii. Dr. Call. Yes, he is our Dr. Call, și cheamă pe Dr. Call. Dr. Call, că e ăla care a făcut cutia. Fraților. Uite, la asta e Dr. Call. Ok, mamă, mamă! Mamă, fraților, băi, mi-o frică să le iau vreun jumpscare nebun. M-ar fi să iasă din cutie un spirit ăsta. Uite-l pe Dr. Call. Uitați-vă că a venit Dr. Call, fraților. Gentlemen, this is Dr. Call. Ok, asta e Dr. Call. Și a adus creep box-ul. O plăcere să te întâlnesc. Doctor of what exactly? Și că ești doctor la ce? Psihologie și parapsihologie. Parapsychology. Like ghosts, seances. Yes. Oh, compliments my doctorate in neuroscience quite well. Mamă, fraților, deci și că el este doctor în psihologie și în parapsihologie, care e cu fantome și toate astea. Ok. Ar trebui să începem. Hai să vedem. Now, Mr. Nichols, when we start, I'm going to recite a series of primer words. What words? Words of meaning are used to primer and guide, if you will. Bun, deci acum încep procesul. Și a zis că, înainte să înceapă propriu-zis chestia asta, o să zică o listă de cuvinte, nu știu cum, care sunt foarte importante. It's a form of phase locking. Meadow, okay. Dominaire, twitch, consent, sunset, vanilla bean, peacock. Bun, deci azi niște cuvinte complet random. Vanilie, nu știu ce, twitch, deci niște cuvinte random. Peacock. Peacock. These words meant something to Mrs. Nichols. Și că înseamnă ceva aceste cuvinte? Whether the words had meaning to her is something I'm sure only Mr. Nichols can speak to. For us, these are merely words that carry a certain amount of trackable data. With these words, we can conduct a better interaction between. Asta, fraților, deci asta e, deci eu cred că e ceva la mijloc, fraților, e ceva șmecherie la mijloc. Că ăsta tot vorbește tehnologic, începe el să zică că da, cuvintele astea sunt foarte ne ajută la simulare, nu știu ce, gen zice tehnologic, chestii de astea, să nu le înțeleagă nimeni. Cred că e ceva la mijloc, boys. Cred că e ceva la mijloc. Simulations, however, are more of a torrent. The words are used to help the simulation stay focused. Bun, deși că cuvintele ajută simularea sufletului să stea focusată. Ceva super ciudat. Și că... Avoid any mention of the here and now. Here and now? Fellows, I thought I was talking to my wife. Mr. Nichols, you're speaking with a computer that's simulating her consciousness. Please do not be mistaken. This is not the soul or spirit of your wife. It's simply a feedback loop. Ones and zeros. Ok, deci a zis și că să nu folosească cuvântul here și now, adică acum, practic, acum și aici. Și ăsta a zis că eu credeam că vorbesc cu nevasta mea. Și ăsta a zis din nou, tu nu vorbești cu nevasta ta, că nu vorbești cu sufletul ei, vorbești cu calculatorul, nu știu cum. Bă, încearcă să-l piartă în detalii. Păi dacă vorbești cu calculatorul, fraților, și nu e vreun spirit sau ceva de genul, nu ar trebui să se întâmple nimic a creepy, nu? Vorbești cu calculatorul, ceva simulator. Hai să vedem. N-ar trebui să se întâmple nimic ciudat, nu? Dacă vorbești cu calculatorul. Hopa. Deci aceasta, boys, este cutia. Creep box. Ok. A început. A început, fraților. Wow. Wow. Running on the beach. Too much sand. Henry hates sand. Meadow,
domineer. It's like he's strutting around like a peacock. Consent. A peacock always strutting. Some say vanilla bean. Peacock. Ok, deci din nou a repetat acea, bă, cuvintele alea și a zis după că fantoma zicea că, ci că suntem pe plajă, e prea mult nisip, lui Henry nu-i place nisipul. Ok. Acum a început, a început. Grijă mare, fraților. Rachel? Ești tu. Asta e locul meu. Henry? Henry? Ar putea să fie el aici? Henry, what are you doing here? Și că Henry ce face aici? Sunt eu, iubito. Doar voiam să-ți aud vocea. Poți să-mi auzi vocea întotdeauna. Știu. Are probabil o filmare pe ea, logic. Mi-a fost dor de tine. Este totul ok? Everything's fine. Totul este bine. Rage. Bun, fraților, deci ăsta vrea să confeseze ceva la, la nevastă. S-a zis că, zic, că sunt niște chestii pe care nu am apucat să ți le zic, nu știu ce. Dar mie 100% că ăsta o să folosească vreun cuvânt ăla. Here sau now. Și o să se întâmple ceva prostie. I hope you know I love you. Și că sper că știi că te iubesc. Sleeping around. Sleeping around. Of course I do. Henry, you're starting to worry me. I hope just that. Say it. Say you've been unfaithful. You know that I never. Mamă, boys, nevastă-sa e nervoasă că Henry a înșelat-o. I-a zis că, ci că știam eu că te duci ai aventuri și că știu că nu ai fost loial mie. Spune-mi chestia asta. Mamă, și s-a făcut aia roșie, s-a enervat fantoma. Never my intention to hurt me, but you did. Ci că n-ai avut nicio intenție să mă rănești, dar ai făcut-o. Din nou și din nou. Henry, I don't know what this is about. Ci că Henry, nu știu despre ce e chestia asta. But can it wait and, ci că, dar poate să aștepte până când a jucat în casă? Can it wait until I get home? We can talk then. Puteți să vorbim atunci. Unde e acasă? Home. Nu poți să ajungi acasă. You're what? Ești moartă, sora mea. Darkness. I can't feel my hands. Death. It's all about your greed. Death is death. Fraților, nu știu ce s-a întâmplat cu fantoma, dar ați văzut că o ia razna, zice moarte, întuneric, moarte, întuneric. Mama, asta e creepy, rău. Unde sunt acum? Nu înțeleg ce mi se întâmplă. Henry? Lasă-mă de aici, Dominir. Iară-ți cuvintele. Moarte e moarte. Bro, ce se întâmplă? Gata, a oprit. A oprit mașinăria, mamă. Where is she? Unde e ea? Where is my wife? Unde este nevasta mea? That was my wife. Era... Nothing to gain here, so believe me when I say that that was nothing more than a simulation. Bun, deci asta explică că era o simulare, nu era nevasta ta. Your wife is gone. Shut up. Mamă, stia, că... Ce se întâmplă cu ea acum? Roger? Roger, ce poți să faci? I'm sorry for your loss, Mr. Nichols. Îmi pare rău că ți-a murit soția, Mr. Nicholas. Truly. Go fuck yourself. L-a înjurat, fraților. I-a zis că e un ciudat. Mamă, chiar e ciudat. Chiar e ciudat, fraților. Și pleacă toți de aici. Peacock. Mr. Nichols bought his wife a peacock pendant. An apology gift for the first time he was caught being unfaithful. Ok, acum l-a întrebat de ceva cuvânt și a zis că are legătură cu prima dată când nevastă s-a prins că l-a înșelat, că a înșelat-o. Ok, boy, zici ciudat, man. Nu spune că suntem aici cu atâta mister. E prea mult mister. Băi. L-a lăsat pe ăsta aici, fraților. Eu cred că ăsta are ceva legătură cu nevastă sa.
Și s-a aprins aia din nou. Unde sunt acum? Mamă, fraților. Ok, ăsta a fost filmul horror numit Creep Box. Chiar a fost destul de creepy, dacă stați să mă întrebați pe mine. Însă a fost mai mult sci-fi, gen ăsta, science fiction. Bun, fraților, asta se întâmplă dacă încerci să vorbești cu cei morți, o iau razna și 100% și tu e razna. Băieți și fete, cam atunci cu acest episod. Dacă v-a plăcut, scrieți la comentarii și scrieți dacă mai vreți să facem episoade de genul. V-am pupat pe toți, pa, pa! Astăzi ne vom uita la cel mai horror film din vara lui 2022. Ați auzit foarte bine, băieți și fete, eu sunt Marius Iancu, iar astăzi voi vom face o reacție foarte, foarte creepy și de când m-am gândit că trebuie să fac reacția asta, vă spun sincer că nu dorm prea bine noaptea și am și pielea de găină, deoarece, fraților, după cum ați văzut și din titlu, urmează să reacționăm la cel mai horror film slash creepy, slash înfricoșător slash tot ce vreți voi, care a fost făcut în vara lui 2022. Mai exact, filmul acesta, boys, se numește Mr. Man și a fost postat pe 22 iulie 2022 și este un film horror care este făcut după fapte reale și pe lângă chestia asta, fraților, chiar dacă e făcut după fapte reale, efectiv, poveste zici că e scoasă dintr-un film horror. Ca să vă spun și eu vouă, așa puțin pe scurt, foarte rapid, ca să înțelegeți care e treaba cu filmul. Este vorba despre un tată care își caută fiul care a fost dat dispărut în seara de Halloween. Da, ți-am auzit foarte bine. Deci tatăl își caută fiul care nu știu neapărat dacă a fost răpit sau a dispărut el, însă ideea e că nu l-a mai găsit, din seara de Halloween. Și ci că există un om acolo în regiunea din America pe care îl cheamă Mr. Man, după cum puteți vedea așa se numește filmul, care răpește copii și oameni mari. Adică e un om care răpește oameni și despre asta este filmul, fraților. Și gândiți-vă că filmul ăsta are filmări din gen filmări reale care au fost făcute de omul, de tatăl acela care își căuta fiul. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Și Doamne ajută, vă provoc să vă uitați cu mine la tot filmul, pentru că este de-a dreptul ceva foarte horror. Și vedeți, boys, că este postat în 22 iulie, adică este în vara lui 2022. Și zice aici că cum intri pe videoclip, aveți link-ul descriere dacă vreți să vă uitați. Cum intri pe videoclip, spune că următoarea filmare pe care o să ne arate a fost găsită în San Diego, la Burnt Mill Community College. Ceva, nu știu, ceva locații din San Diego, din America, de pe acolo. Și omul din spatele camerei se crede că este Henry Schaffer, care este tatăl care își caută fiul pe care îl cheamă Sam. Deci pe băiatul din spatele camerei, pe care probabil nu o să-l vedem că de-aia în spatele camerei, îl cheamă Henry Schaffer și probabil pe fiul său îl cheamă Sam Schaffer, nu? Ok. Hai să vedem, sper să nu mi-au jumpscare sau ceva de genul. Bun. Și zice aici, boys, vedeți că în cazul în care aveți anumite informații despre Mr. Man, care e băiatul care i-a răpit pe ăștia doi, sau despre locația lui Henry sau Sam Schaffer, să contactați autoritățile locale, adică autoritățile din San Diego. Bun, boys, bun. Hai să vedem care este treaba, să începem vizionarea acestui film. Mi se pare deja horror rău de tot, însă hai să vedem. Bun. Deci uitați-vă, asta gen, ideea e că băiatul din spatele camerei este Henry Schaffer, își caută fiul. Și dă de băiatul ăsta, care-i treaba cu băiatul ăsta? Ok. Mamă, să mergi noaptea pe drum și să vezi un nebun de ăsta, ce face ăla acolo? Vezi că dă din picioare. Ok. Plânge. Sau? Care-i treaba cu ăsta? Uitați-vă la el. Râde sau plânge? Vorbește. Deci voi să deține ceva în mână, ca și cum ar ține un copil în mână, un bebeluș, și stă acolo la masă și plânge să le-și râde. Mamă, frate meu, păi dacă aș vedea asta, aș fugi instant, n-aș mai sta să filmez. Păi uitați-vă la el. Ok. Deci Boys, fiți atenți. Ia că dau puțin înapoi. Auzi ce a zis ăsta? Stai. Deci nu știu dacă ați auzit, boys, dacă n-ați auzit, vă zic eu. A zis că l-am văzut pe băiatul ăla în gen, a zis că îl așteaptă pe taică-su și nu m-am putut abține. Deci ăsta i-a răpit copilul. Deci practic a recunoscut pe filmare. He says he was waiting for his dad. El zicea că îl așteaptă pe taică-su. Ok, nu înțeleg acum ce zice. Era Mr. Man. Ok.
Și că se aștepta sfârșitul, chema Mr. Man, nu înțeleg ce vorbește, ăsta e nebun, uitați-vă la el. Uitați-vă la el. Opa, ce face? Bă, ce face? Mr. Man, ce se întâmplă? Ce face? Și-a pus o mască pe față! Bro, mamă, băi, băi, deci băiatul ăsta zici că era posedat, să vă spun, zici, adică vorbea singur, era Mr. Man, nu știu ce, și momentul în care el s-a uitat la el și a pus masca pe față și acum a terminat tot discursul ăsta de Mr. Man, ok, uitați-vă la el, babă, nu-mi place unde o să se ajungă, mamă, băi, fugi, frățioro, ce face, hopa. Mamă, se uită la el, uitați-vă la el. Are sânge! Băi, are sânge pe el, să mi s-a părut. Are sânge pe el, holy shit. Holy shit, boys. Oh my god, ok. Fugi, frățioro, băi. Mamă, și vine după el. Mamă, deci ăsta doar voia să-și caute fiul. Deci Mr. Man. Bă, are ceva în mână? Frățioro, are ceva în mână dreaptă? Are o cuțită în mână dreaptă? Băi, l-ați văzut? Are o cuțită în mână dreaptă, gen mâna dreaptă a lui? Nu știu, ia uitați-vă atent. Eu n-am văzut exact. Ba, cred că are, dar nu prea văd atent. Are un cuțit în mâna dreaptă? Mamă, nu-i nimeni aici, bă, de ce nu-i nimeni aici, frate? Băi, de ce nu-i nimeni aici? Băi, are un cuțit în mâna dreaptă, cred. Da, 100%, cred că are un cuțit în mâna dreaptă. Holy shit, bă, frățior, fugi. Dar ia-o pe scări, man. Hai că o ia pe scări, nu o la pe scări. Mergi pe aici, bă. Mamă, uitați-vă că tot vine și are ceva în mâna dreaptă. Da, are un cuțit în mâna dreaptă. Da, deci cred, nu sunt chiar 100% sigur, dar sunt 90% sigur că am văzut că are un cuțit la el. Holy shit. Mamă, bă, de ce e liftul? Pleacă de aici! Bro, vine, închide, bro, închide! Închide că vine! O să vină. A venit. L-am pins, ok. Bun, bro. Mamă, de ce nu merge liftul? Ok, am mers liftul. Mamă, deci ați văzut că avea un cuțit. Acum s-a văzut 100%. Deci avea un cuțit în mâna dreaptă. Ăsta l-am pins, n-a apucat să-l avea și cu cuțitul. Mamă, ok. Mamă, băi. Nu-mi place ce se întâmplă în momentul de față, fraților. Emergency phone. Ok. Bun, s-a dus. Acum e la etaj, nu? Mamă, să nu cumva să ajungă ăsta undeva pe aici. Ia, ar trebui să fie jos, nu? Unde e? A luat-o pe scări? Bro, a luat-o pe scări? Unde n-ai baiola? Unde e Mr. Man? Uite-l, acolo în dreapta, nu era acolo în dreapta jos? Băi, zis ăsta, scrie că l-am văzut în dreapta jos. Ia uitați-vă în dreapta jos. Ia să vedem. Ba nu! Acolo erau niște oameni care mergeau, ok. Bro, unde-i Mr. Man? Bro, să nu iasă de aici, să-mi ia mare jumpscare. Hopa, nu-i acolo jos. Bro, unde poate să fie? Băi. Aoleu. Lasă-mă, frate, în pace. Băi, mi-e frică. Unde-i Mr. Man? Se ascunde pe undeva? Ok. Sper că nu se ascunde pe undeva. Mamă, băi, mi-e frică, pe bune. Hopa, a fluierat! Ia uite-l, mă! Ia uite-l! Deci se vede clar, boys, că are un cuțit în mână acum. Mamă, cred că acum o să vină după el. Băi, fugi, bă, sună la poliție! Mamă, aleargă! Acum aleargă, băi! Aleargă după el acum! Fugi, frățiorul! Mamă, aleargă după el! Fugi, băi, auzi tu la fugă! Ia-o la fugă, că vine după tine! Mamă, cred că îl prinde. Mamă, e mai aproape! Dă-i mai tare, fugi mai tare, frățiorul! Fugi! Mamă, fugi! Fugi că e aproape! Mamă, e și mai aproape! Mamă, e și mai aproape, fugi! Fugi! Mamă, și acum, băi, ia-o mă la fugă, băi! Băi, deci eu nu suport personajele astea din filmele horror, efectiv, nu gândesc.
E în spatele tău, se aude, l-aud. L-aud că e în spate. Ah, ba nu. What? Mamă, s-a ascuns după copacul ăla. Băi, aproape de... aproape că nu l-am văzut. Dar s-a ascuns după copacul ăla. Ok. Ok. Foarte ciudat. Foarte, foarte ciudat. Hai să vedem. Ah, ok. A revenit din nou pe jogging să fugă după asta să-l prindă. Fugi, frățiorul, fugi. Fugi că nu-i bine ce se întâmplă. Ok, asta tot fuge. Mamă, te duci în pădure, frate. Bă, cea mai proastă alegere. Doamne, și alegere mai proastă. Nu puteai să faci, băi. Numai să te duci în pădure, pe bune. Efectiv, e cea mai proastă alegere. Mamă, mamă, vine, vine. Te-ai dus, te-ai dus, frățioară, te-ai dus. Te-ai dus, te-ai dus, frățioară, te-ai dus. Te-ai dus, frățioară. Te-ai dus. Mamă. Ok, fraților. Mai avem puțin. Nu știu ce o să se întâmple. Hai să vedem. Dă-i, frățiorul, fugi. Fugi că vine asta după tine, te omoară. Ia, poate a ajuns aici și... Aoleu, mamă, băi! Sunt mai mulți? Mamă, ce jumpscare mi-am luat! Ok, fraților, ok. Uai, ce jumpscare mi-a luat pe final. Scrieți la comentarii dacă și voi v-ați luat același jumpscare ca și mine. Deci ați văzut, poți, nu știu dacă erau mai mulți neapărat sau că ăla și-a schimbat poziția. Ei bine, băi și fete, ăsta a fost cel mai horror film din vanul 2022. Dacă vreți să facem și cea mai creepy conversație, pentru că am văzut că foarte mulți îmi cer, poate mulți îmi cere să fac conversații creepy, scrieți la comentarii. Ei bine, fraților, cam atât a fost. Eu am fost Maruseancu și ne vom revedea cu încă episoade noi. V-am pupat pe toți, pa, pa! Băie și fete, astăzi ne vom uita la filmul oficial The Smiling Man. Ați auzit foarte bine, frați și surori, eu sunt Maruseancu, iar astăzi vom face o reacție foarte horror și fricoșătoare la mine pe canal. Mai exact, urmează să lăsăm la noul film horror care s-a lansat acum o zi, mai exact The Smiling Man. Bănuiesc că toată lumea a auzit măcar odată de acest om zâmbăreț, este un personaj destul de cunoscut în lumea creepypasta. Și uitați-vă că s-a făcut un film oficial după el care are undeva la 13 minute și am zis că neapărat trebuie să fac o reacție, pentru că 100% o să fie un clip super, super creepy și chiar nu ne permitem să ratăm așa ceva, fraților, pentru că știți că suntem pasionați de chestiile creepy la mine pe canal. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal și hai să vedem care e treaba cu The Smiling Man, filmul oficial. Let's go! The Smiling Man, short horror film de la frățiorul Alexander the Titan, postat pe 3 august. De fapt, acum 2 zile. Aveți link în descriere să-i dați un subscribe. Hai să vedem. Opa, ok. A început destul de ciudat. Asta probabil e The Smiling Man. Vedeți, dansează protagonistul. E ciudat rău de tot, ok. Mamă, ok, se vede că e cam psihopat băiatul ăsta. Și Chica Boys, am văzut anumite teorii cum că The Smiling Man nu ar fi un personaj creepypasta, ci ar fi un demon și poate să intre în anumiți băieți și să-i facă pe ei The Smiling Man. Dacă v-ați prins, știi ce zic? Adică asta e și mai creepy. Ok, hai să vedem. The Smiling Man, filmul oficial. Bun, începe desigur. Dar toate filmele horror încep cu o fată care se plimbă pe mijlocul drumului. Ok, ok. Nu-i bine, nu-i bine. Hai să vedem. Ok. Nu-i bine deloc ce se întâmplă. Mamă, și fata asta îl întâlnește pe The Smiling Man. Uitați-vă cum... Care-i treaba cu ciudatul ăsta? Bă, uitați-vă! Cineva se vede să-și ia unchiul, spune. Deci uitați-vă, e înalt și ciudat. Ok, cred că și aia să-și dea seama că e ceva neregulă cu băiatul ăsta până la urmă. Se holbează la lună, bănuiesc. Ok, merge pe cealaltă parte. Lasă ciudatul să-și facă hazul, gen. Dar ciudatul vine după ea? Ce credeți, băi? Eu cred că o să vină după ea. Probabil. Opa, s-a oprit acolo, boys. Cred că o să vină după ea.
Holly și Kiko o să vină după ea, fraților. Cred că o să vină după ea. Ok. E în spatele ei? Nu. No. Ok. Bun, unde a dispărut? Unde naiba a dispărut, bro? Trebuia să fie aici, gen, nu? No? Unde naiba a dispărut? Oh, ok. Mamă, băi. E ciudat pe bune. Săreala mea, eu zic să pleci. O să fugă după ea? O să fugă după ea? Ce să facă? Fugi. Sora mea, fugi. O să fugă după ea, boys? Sau o să rămână acolo? O să fugă. A, bă, nu. Ok, a rămas acolo. Destul de ciudat, ok. Bun. Asta a fost destul de ciudat, credeam că o să fugă după ea. Dar nu s-a întâmplat. Ok. Mamă, bro, fugi după ea! Fugi, sora mea, fugi! Băi, avea un cuțit în mână? Mamă, băi, chide ușa! A, ba nu, mi s-a părut mie? A, ok, băi, mi s-a părut mie că avea un cuțit în mână. Mamă, bro, fugi, mă! Sora mea, fugi! Mamă, fugi, pleacă. Te rog să meargă mașina, Să meargă mașina! Ok, a mers, mamă, băi, scădea că e un film de la horror care nu pornește mașina, holy shit, e bine că a mers, bună. Hai să rămâi, poți să pleci acum. Mamă, băi, ăsta e ciudat pe bune, bro. The Smiling Man, ăsta pe bune e ciudat. Uitați-vă la el, bro. Se vede pe el că e ciudat. Mamă, și acum revine la dansul lui. Bro. Mamă, e ciudat rău de tot. Ok. Bun, mamă, deci asta, boys, probabil locuiește în ceva... Na, posibil bloc rezidențial, are parcare. Mamă, băi, a urmărit-o până acasă. Bro, dar cum s-a mișcat așa de repede ca mașina? L-ați văzut? Mamă, era printre mașini, bro. Era printre mașini. Uitați-vă la el, uitați-vă la el. Bro. E prin mașini pe bune, bro. Urmărește pasta, man. Holy shit. Uita. E în mașina aia, bro, cum a ajuns în mașina aia? Ok, acum a dispărut. Sau în continuare în mașina aia? Da, e acolo, bro, dar se ascunde! E acolo, că am văzut costumul! Dar se ascunde! A, banu, da, ok, a ieșit de mașină, ok. Mamă, sora mea, fugi! Bro, fugi! Mamă, chide ușa! A ajuns la ea acasă! Băi, sună la poliție sau ceva de genul! Sună la poliție! Băi, tu chiar o să crezi că acum totul e gata? Sună la poliție, sora mea! Ăsta pleacă, dar cine știe unde se duce, gen? Poate încearcă să intre prin alte modalități, nu pe la ușa din față. În continuare dansează, bro, ciudat-o. Sora mea, sună la poliție, te rog eu. Sună la poliție. Mamă. Ah, ba nu, boys! O ia pe alta? Uitați-vă. Deci aia a reușit să scape, practic. Însă asta cred că vine tot acolo unde... unde locuiește și aia. Că cam, gen, cam așa pare locul ăsta. Și uite, pădăsmenii mei se ascunde acolo. Deci dacă a intrat la tine în casă, nu mai are ce să-ți facă, gen, și caut altă victimă.
A dispărut sau s-a ascuns undeva? A, boys, ce face? A, aici locuiește abonez, nu? Cred că dacă vine la aceeași ușă ca și cealaltă, știi? Ce face? Și-a uitat cheile? Ce-i pe preșul ăla? Și-a uitat cheile sau care-i treaba? Cred că și-a uitat cheile, nu? Sau ce încercă mai exact să facă? Bro, cred că e un smiley face. Mamă, 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 mamă. Ok, boys, are cheie de rezervă sub fresh. Ok, pentru că și-a pierdut cheile. Mamă, și cineva în spatele ei. E The Smiling Man în spatele ei. Ba nu, a dispărut. Mamă, ce m-a speriat. A fost un jumpscare pe bune. Bă, și trotinetele alea pare că nu era acolo. Trotinetele de copii, cum au apărut? Ok, intră înăuntru, sora mea. Sperăm că n-a intrat și el înăuntru. Asta sperăm. A, ba nu, ok, vine iară la... La ăla. Bro. Bro. Mamă, boys, e horror. Nu de tot ce se întâmplă acum, dacă stați să vă întrebați pe mine. E foarte horror ce se întâmplă. Ok. Mamă, deci boys, efectiv, ea poartă papucii și de fiecare dată cred că e The Smiling Man. Mamă, bro, băi, da, a uitat să închidă ușa sau ce s-a întâmplat? Mamă, bro, a intrat ăsta la ea în casă și dansează. Sora mea, îți dai seama că e ceva acolo? Nu? Deloc? Dă-ți seama, te rog eu. Ok, își dă Adidas și jos. O să o moare, boys, o să o moare, 100%. Dar ce noroc a avut aia primă. Că, mamă, de acum vine și dansează. Bro, what? Bro, what? Asta e ciudat pe bune. Foarte ciudat. Asta pleacă, dar genul ăsta pleacă, dar totuși. Ce o să se întâmple, fraților? Ce o să se întâmple? Aoleu, aoleu! Frățioară? Chill out. A intrat la ea în bucătărie. Dar o s-o moare, bro? Adică pe prima n-a omorât-o. Ce, man? A făcut așa, gen la... cuvetă? Ah, ba nu, deschide un sertar, am înțeles, ok. Mamă, sertarul cu cuțite! Bro, nu e ok ce se întâmplă. Băi, voi ați văzut că a ieșit ceva din gura lui? Gen, uitați-vă. E ceva în gura lui, bro. What? Man, e prea ciudat și orfelul filmul ăsta. Să rămea, fă ceva, te rog eu. Ok, a luat toată tava de tacă. Mă rog, okay, a picat pe jos totul.
Asta s-a speriat, știi și eu că te sperii. Fă ceva, sora mea! Mama, la cuțitul, a luat cuțitul! Bro... Mamă, ce ciudat, ce ciudat, ce ciudat, ce ciudat. Ok. Ok. Mamă, băi, să are un cuțit. Are un cuțit și cred că urmează să facă... Să facă o nefăcută, da. Cred că am un cuțit lung. Aia n-aude care căștile. El a țipat, I have a large knife. I'm going to do blood stuff. O să fac chestii cu sânge. Mama asta se uite și îți dă seama. Și-a dat seama. Ok. Și-a plecat. Omurtul a plecat și-a închis și ușa, bro. Ok, și acum cred că se întoarce la noastră. Nu, acum dansează ca un ciudat. Bun, frați și surori, ăsta a fost filmul oficial de Smiling Man. A fost chiar foarte, foarte ciudat. Însă până la urmă asta se spune că na, asta se spune că ți se întâmplă dacă te treci cu The Smiling Man. Dacă nu te omoară atunci pe drum, te urmărește până acasă și tot te omoară. Eu am fost Marăsiancu. Dacă v-a plăcut, scrieți la comentarii. V-am pupat pe toți și vă urez o zi minunată. Pa, pa!